Maria Iași a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre ce propune creșterea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare în cadrul planului de afaceri și strategie de tarifare. Potrivit documentului, prețurile vor crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2025. Un metru cub de apă consumat care include furnizarea, canalizarea și epurarea va costa 11,90 de lei, comparativ cu 16,83 de lei. În prezent, ceea ce reprezintă o scumpire de aproximativ 12%. Apa potabilă va avea un preț de 9,6 lei, iar canalizarea se va scumpi cu aproape 25%. Pe de altă parte, tariful pentru epurare va crește cu 6,9%. Creșterea minimă va fi pentru apa destinată redistribuirii în alte sisteme de operare. Pentru ca aceste tarife să intre în vigoare, ele trebuie să fie aprobate de cele 112 unități administrativ teritoriale membre ale Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canalieși, inclusiv Consiliul Județean Ieși.